Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, a sosit momentul pentru top 10 jocuri din 2022. Cu siguranță o să o placă topul ăsta pentru că e plin de surpriză dacă e să o luăm așa și credeți-mă, a fost destul de greu să le sortez jocurile din anul acesta pentru că au fost foarte multe jocuri și au fost și jocuri bune care erau la fel de bune între ele, adică nu puteam să le compar sau să le ranchez foarte, foarte ușor pentru că poate mi-au plăcut în aceeași măsură și bă, dați seama, e o bătaie de cap acolo așa, dar credeți-mă, o să fie destul de interesant topul ăsta și ce vă rog eu ca de obicei să lăsați și voi în comentarii topul vostru de jocuri din anul respectiv, acum suntem în 2022, deci topul vostru de jocuri din 2022, dar încercați să vă rezumați la jocurile lansate în acest an, nu puneți în comentarii jocuri lansate de acum nu știu cât timp sau remastered-uri. Am venit cu regula asta nouă de remastered-uri pentru că au început să apară foarte multe remastered-uri, noi le facem pe canal și nu ar fi corect să le punem remastered-le aici, ținând cont că jocul original s-a lansat acum nu știu cât timp, pentru că un remaster nu vine cu schimbări majore. Dacă era vorba de un remake ca la Final Fantasy 7 Resident Evil, da, atunci puteam să discutăm despre treaba asta și să le sortăm într-un fel ceva mai diferit. Dar cred că am clarificat lucrurile destul de tare și desigur, eu nu am pus jocurile în funcție de vizualizările pe care seria respectivă cu jocul respectiv au făcut vizualizările pe care le-a adunat pe canal, pentru că asta ar fi nedrept dacă este un fel acesta să judecăm jocul numai după vizualizări. Așa că cred că am lămurit toate lucrurile pe care le aveam de lămurit și să trecem la treabă. Pe locul 10 avem jocurile, da, ați auzit bine, jocurile Pokémon Legends Arceus și Pokémon Scarlet and Violet, pentru că sunt în mare parte cam același joc, cu același fir narrativ, doar că arată puțin mai diferit, unul arată ceva mai prost decât celălalt, dar vine cu niște chestii destul de interesante față de celălalt, iar celălalt este cumva o primă idee de joc Pokémon RPG third person, așa, care, sincer, chiar a fost destul de făinuț. Ambele jocuri mi-au oferit o experiență destul de faină, au fost distractive și chiar îs niște jocuri unde poți să-ți pierzi lejer câteva va ore bune și dacă ești și fan Pokémon, chestia asta ar trebui să fie cea mai tare chestie din viața ta. Deci, cele două jocuri își merită locul pe deplin pentru că au fost niște serii super distractive de făcut și abia aștept cu nerăbdare următorul joc Pokémon care să sperăm că o să arate ceva mai bine și nu o să mai fie tot pe un Switch care săracul abia mai duce lucrurile bine. Dar vom vedea asta în viitor. Pe locul 9 avem jocul Bayonetta 3, pe care știu că poate nu mulți dintre voi îl înghițiți, pentru că este ceva mai diferit, e ceva dubios, s-a văzut asta și în vizualizări evident, dar l-am terminat aseară și pot să zic că a fost una dintre cele mai mișto experiențe din 2022 când vine vorba de un joc, pentru că este un joc plin de acțiune, cu stil, cu muzică bună, cu gameplay bun, cu o grămadă de elemente de gameplay destul de faine și care vine și cu poveste destul de făinuță. Acum că lucrurile poate nu sunt pe gustul tuturor, asta înțeleg. Dar poate înțelege și viziunea mea de ce am pus Bayonetta 3 în acest top și l-am pus chiar undeva mai sus decât Pokémon, pentru că este totuși un joc de Switch care arată mai bine decât cele două jocuri Pokémon la un loc, ceea ce este, nu știu, de neconceput pentru mine dacă e să mă înțelegeți, dar aia e, it is what it is, Bayonetta 3 pentru mine a fost un joc super fain, l-am și pus și mai sus dacă era așa, dar sincer eu zic că e ok așa cum este pus el aici. Pe locul 8 avem o surpriză. Eu care nu am fost fan de jocuri Lego, cumva în acesta am primit jocul Lego Star Wars The Skywalker Saga, care a fost o surpriză foarte mare pentru mine. Pentru că mi-a plăcut gameplay-ul din el, mi-a plăcut felul cum au prezentat povestea, mi-a plăcut felul cum mergea tot jocul per total, încât au făcut lucrurile mult mai distractive și mult mai interesante pentru mine. Lucru ce s-a văzut și când vine vorba de felul cum voi ați perceput seria asta, cum ați perceput jocul ăsta. Și vouă v-a plăcut felul cum s-a prezentat și vouă v-a plăcut felul cum arăta și cum se juca și cum erau spuse poveștile din filme. Era totuși un joc destul de bine făcut, comparativ cu alte jocuri Lego din aceea serie, dacă e să mă întreb pe mine. Pe locul 7 avem Cult of the Lamb. Da, boys, am pus acest joculeț indie aici pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult. A fost o experiență super faină, mai ales că era un joc ce putea fi jucat împreună cu cei care te urmăreau pe Twitch, pentru că aveau o extensie destul de faină și puteai să incluzi pe ei mult mai ușor, fără să stai să le iei numele de pe listă de acolo, să le tentești tu, să le scrii manual și alte bâzdăgăni de genul ăsta. Era un joc foarte inclusiv când venea vorba de comunitate, dar și foarte simpatic, cu un gameplay super distractiv și cu un design foarte, foarte dubios, dar wholesome în același timp și care chiar a avut o poveste destul de făinuță și m-am distrat de minune atunci când l-am jucat prima dată și chiar până să revin la el, ținând cont că primește content și că urmează și un patch destul de mare la jocul ăsta și chiar cred că o să fie destul de făinuț, iar când o să vină desigur acel patch, dacă chiar o să merite, poate facem și un video cu el, cine știe, vom vedea.
Pe locul 6 avem High on Life, un joc destul de fain, chiar cumva peste așteptările mele, chiar a fost o experiență super, super plăcută, eu care nu sunt fan Rick and Morty, dar nu pot să neg faptul că m-a cam căpiat în anumite momente sau părea puțin cam prea exagerat cu anumite glumițe sau cu anumite lucruri care na, să-l facă cât mai extra față de celelalte jocuri din industrie sau față de orice lucru de divertisment pe care luăm așa, cumva cam care este și stilul Rick and Morty din ce am înțeles. Nu este stilul ăla, știi cum e în Family Guy sau în South Park, dar aici vorbim totuși de un joc. Este totuși o idee destul de făinuță să ai arme care vorbesc și acestea să fie super tembele și cu niște abilități destul de faine, dar din păcate gameplay-ul poate deveni super repede repetitiv și cumva se simte asta când începi să nu mai schimbi armele, începi să mai faci chestii diferite, pentru că se pare mai viabil să stai cu o singură armă și să tragi în continuu acolo și să te distrezi în stilul ăsta fără să trească să-ți bați capul cu anumite combinații și tot așa, dar în mare parte este un joc bun, chiar își merită locul, chiar a fost o surpriză pentru mine să-mi placă jocul ăsta și să-l pot pune așa de sus în topul ăsta, nu știu voi ce ziceți, dar mie mi-a plăcut chiar destul de tare. Pe locul 5 se află jocul nostru preferat cu cea mai adorabilă pisicuță și anume vorbim despre Stray. Un joc care a fost o surpriză, pentru că inițial credeam că o să fie ceva super plictisitor sau așa, o experiență de aia simpluță, fără prea multe bâzdăgări, dar chiar a fost un joc destul de fain cu o poveste interesantă, care chiar ne-a pus pe gânduri atunci când am terminat jocul și de-a lungul timpului chiar am avut o tonă de întrebări în legătură cu tot ce se petrece în el și desigur am avut parte și de un gameplay destul de făinus cu o grămadă de mini-game-uri, dacă e să-l numim în felul acesta, care chiar au făcut aventura noastră să merite până la final. Chiar a fost o experiență foarte faină, un joc care era super simpatic din mai toate punctele de vedere, atât audio, vizual și chiar și gameplay, încât a câștigat inimile multor oameni din lumea asta, pentru că s-a văzut asta chiar și la The Game Awards, un joc care avea șansa să câștige Game of the Year. Imaginați-vă cum ar fi fost să câștige Stray Game of the Year. Nu știu, asta e deja absolut senzațional. Pe locul 4 este Metal Hellsinger, un joc care mie personal îmi place foarte, foarte mult, de-aia am pus și jocul ăsta aici foarte, foarte sus, pentru că este combinația aia perfectă de heavy metal, cam ce ascult eu în mare parte, shooter și un shooter pe ritm. Bă, e o combinație foarte faină, știți foarte bine că v-am prezentat BPM acum ceva vreme și ăla a fost cam aceeași tip de joc și mi-a plăcut foarte, foarte tare. Am mai jucat și alte jocuri de ritm, nu mai știu exact cum se numeau... scapă numele acum, dar era ceva cu anime și trebuia să dai sus jos într-un fel sau altul și bine, aveam și Funky Night Friday ăla, iarăși foarte, foarte distractiv ca și joc, iar ăsta cumva era pe stilul meu, era, cum am spus, cu muzica mea preferată și cu artiștii mei preferați, pentru că am fost o tonă de artiști super, super mișto care au participat la acest proiect și au venit cu muzică foarte faină și nu numai muzică non-copyrighted, adică asta mi s-a părut absolut genial din partea developerilor și sincer abia aștept să văd ce moduri s-a adăugat lui Metal Hellsinger de când s-a lansat și până acum, că am înțeles că are community mod și chestii de genul acesta și sunt tare curios să văd dacă o să mai vină cu o continuare, poate cu altă tematică muzicală data viitoare, asta ar fi destul de interesant, dar rămâne de văzut pe viitor. Pe locul 3, boys, avem A Plague Tale Requiem. Băi, deci jocul ăsta a fost un joc senzațional, a fost foarte, foarte mișto. A avut o poveste bună, a avut o grafică bună, a avut o muzică, un joc de rol foarte, foarte plăcut. Ce l-a tras în jos încât să ajungă pe locul 3, deși putea să ajungă chiar și pe locul 2 și putea să aibă și șanse de locul 1, a fost faptul că s-a văzut că oamenii au încercat foarte tare să se concentreze pe un singur aspect al jocului, lăsând cumva anumite lucruri să se ducă la vale. Și aici vorbim despre gameplay, care gameplay putea să devină super repetitiv, iar cel de-al doilea lucru care cumva trag lucrurile iarăși mai tare în jos... sunt momentele alea din poveste când părea puțin că trage de poveste încât să pare interesantă, dar ce drept era o poveste complexă încât avea nevoie de mult timp, dar cumva gameplay-ul și toată acțiunea nefiind foarte diversificată, povestea părea că e trasă și nu părea că e un flow foarte foarte constant de informație sau ceva, dar oricum tot ce ne-au prezentat în jocul ăsta a fost foarte, foarte mișto și chiar mă bucur că este un joc care se ridică cu mult peste așteptările mele și care este cu mult mai bun față de jocul principal, jocul inițial, Plague Tale Innocence.
Pe locul 2 avem Horizon Forbidden West, o nouă aventură din partea celor de la Sony care a fost absolut senzațională, cel puțin pentru mine, cu toate că în materie de vizualizări nu putem spune că Horizon a fost o serie super mega de succes, cel puțin pe YouTube, dar a fost un joc super fain, a fost un joc cu grafică senzațională, cu o poveste super bună care ne lasă loc liber pentru mai mult și care va avea și un DLC cât de curând posibil și un joc care ne-a arătat cam de ce este în stare PlayStation 5, cumva m-a făcut să ador jocul ăsta și să mă bucur că l-am jucat, pentru că a fost o experiență super, super faină și își merită pe deplin locul de locul 2. Iar acum, boys, a sosit momentul cel mare, este o premieră pe canalul ăsta, nu s-a mai întâmplat asta până acum, așa cum am spus și mai devreme, mi-a fost foarte greu să aleg între jocuri, chiar mai greu decât în 2018 când am avut Red Dead Redemption, God of War, Spider-Man, chiar mi-a fost super, super greu să aleg ce joc mi-a plăcut mai mult. Iar de data asta am decis să pun două jocuri pe locul întâi, pentru că ambele jocuri merită pe deplin titlul de jocul anului, și anume vorbim despre God of War Ragnarok și Elden Ring, ambele jocuri fiind niște jocuri must play, senzaționale, ce au o grămadă de lucruri faine să-ți ofere dacă vrei să le experimentezi. De ce le-am pus pe amândouă pe locul întâi, acum poate vă întrebați? Ei bine, ambele jocuri au atât plusuri cât și minusuri de același calibru, încât dacă îmi spui mie că jocul ăla nu e la fel de fain din cauza că, nu știu, nu înțelegi povestea, ei bine, da, pot să spun, da, ok, nu înțelegi povestea din Elden Ring pentru că n-ai cum să o urmărești, dar să știi că în God of War poți să o urmărești, dar e mai mult un film, nu o experimentezi într-un mod mai diferit, dar nu ai poate un nivel de explorare la fel de interesant ca în Elden Ring, n-ai un nivel de dificultate sau de recompensă ca în Elden Ring, n-ai anumite customizări sau libertate de a te dezvolta la fel de tare ca în Elden Ring și tot așa, adică sunt diverse argumente și contraargumente care cumva mă fac să aleg cu greu între cele două jocuri, pentru că m-am bucurat de ambele jocuri la fel de tare, pe ambele jocuri le-am făcut 100% și sincer n-aveam cum altfel să fac toată treaba asta. Acum sper să nu fii dezamăgit pe cineva, sper să nu fii supărat pe cineva foarte tare că am pus două jocuri pe locul întâi. Știu că atunci când ne-am uitat la video de The Game Awards, mulți a sărit foarte tare în sus că, bă, ce înseamnă asta? De ce a câștigat Elden Ring și nu God of War? Pentru că în lumea asta sunt o tonă de gameri, sunt oameni care apreciază un tip de joc, care apreciază alt tip de joc, dar sunt oameni care apreciază și ambele tipuri de jocuri și le este greu după aia să se împartă în două. Aici mă aflu eu, unde chiar mi-a fost destul de greu să aleg între cele două jocuri și eu consider că ambele sunt destul de bune și își merită pe deplin titlul de jocul anului. Și cam asta e tot, oameni buni, pentru acest video. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și să fiți cu ochii în 4 pe canal, pentru că voi mai încerca să mai duc un video pe 31, unde voi vorbi în mare parte despre anul 2022 și cam ce a însemnat el pentru mine din punct de vedere al canalului, din punct de vedere al dezvoltării, din punct de vedere al vieții mele, dacă e să numai așa, și desigur din punct de vedere al jocurilor, pentru că până la urmă suntem un canal de gaming. Așa că fiți cu ochii în 4 după acel video, sper să reușesc să-l aduc pe 31, cel târziu pe 1 ianuarie, și desigur avem și videourile lunare pe care trebuie să le facem și videouri de știri pe care le avem pentru perioada asta, așa că fiți cu ochii în 4 pentru aceste lucruri și desigur seriile pe care le avem noi pornite pe canal. Hai, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!